Bună, sunt Angela Peșir, autoarea cărții Cuvinte de aur pentru suflete de aur și mă ocup de mai multe proiecte, printre care ar fi Insula Ecclesia, Chei de Inspirații Org, Viața în Diaspora Org, Ajută-ți aproapele.org și alte proiecte pe care o să le descoperiți voi. Da, am mai avut un proiect cărți gratis, unde am pus foarte multe cărți și mai vreau să mai pun mai multe cărți. De-aia mi-a zis cineva că dacă nu am autorizație sau, cum se spune, acceptul editurii, nu am cum să le pun, că pot să primesc amendă. Și știu că asta e puțin greu, pentru că eu sunt conștientă că editurile câștigă prin vânzarea cărților, dar aceeași carte există și pe internet gratuită. Și dacă eu am găsit-o gratuită, ofer și eu unei persoane care chiar nu-și permite să cumpere o carte. Și de-aia am pus multe cărți gratuite pe internet, dar acum trebuie să ne încadrăm și în legi. Și acum e puțin greu. Că eu, de fapt, am vrut să ajut, dar vezi, nu orice ajutor poți să-l dai oricând și oricum. Na, nu știu, puțin aici e o problemă pentru mine, pentru că vreau să ajut prea mult și câteodată am și multe probleme. Na, hai să trecem peste și să vedem ce s-a întâmplat cu colegul meu. V-am spus într-un episod că de la niște vorbe în vânt, sau colegul meu n-a mai vorbit cu mine și n-am putut nici cum să intru la inima lui. Ove, și fii atent ce s-a întâmplat. În ultima zi de an, nu știu, sau 31 dimineața, că eu am lucrat, așa, mă rog, așa. Nu mai are importanță că e 31, că e 1, că e 30, hai să trecem la subiect. Colegul meu, l-am rugat frumos să-mi ducă cheile. Când suntem gata, normal eu predau cheile, eu le iau dimineața, eu le predau și el a spus că nu, că el nu a auzit cuvântul te rog frumos. Dar eu am spus cuvântul te rog frumos, poți să duci cheile, dar el cum avea supărarea aia pe mine și v-am zis că era așa îmbufnat pe mine de mai mult timp, v-am zis în episodul anterior, el nu a auzit cuvântul te rog frumos și a spus, Angela, nu ai spus te rog frumos. Și tonul face muzica. Dar eu chiar i-am spus pe un ton, dar lui, nu știu, era pentru că era blocat, e acolo. Aha. Și am mai zis încă o dată, i-am spus numele, te rog frumos, poți să duci și cheile mele? Și l-a spus nu. Și atunci am spus ok. Și m-a deranjat, cum să zic, atitudinea lui, în sensul că încă era supărat pe mine și eu doream așa de mult să mă împac cu el. Dar să vă spun de ce și cum. Poate așa, prin practică, înțelegeți mai bine. O să fac un alt video numai despre puterea iertării. Pentru că mie mi s-a întâmplat de multe ori să iert persoane și să mă împac cu persoane cărora nu le-am greșit. Dar ei aveau impresia că eu le-am greșit lor. Da. Ce-a fost interesant și ce vreau să scot în evidență. Eu nu vreau să vă atrag înspre mine, eu vreau să vă atrag înspre voi, voi să vă cunoașteți pe voi și voi să aveți o legătură cu Dumnezeu, ca să vedeți cum lucrează El și cum El e marele regizor și tot ce se întâmplă în viața voastră este pregătit de El. Este un cadru acolo, da? El e marele regizor, Dumnezeu Atotputernic. Și exact cum Dumnezeu lucrează în viața mea și ce vă povestesc eu acum, povestea asta reală, adevărată, exact așa face și Dumnezeu în viața voastră, dar desigur că voi aveți alte vieți, alte povești, alte probleme, nu știu la partea asta cu iertare cum stați, dar este important să nu vă stresați. Adică în sensul când tu ai o relație cu Dumnezeu, lucrurile vor curge lin și frumos cum nici nu te aștepți.
Toate le pregătește El. Tu trebuie doar să dorești iertarea din inimă și să zici, Doamne, eu nu pot să-L iert pe XY. Tu vezi ăla că e rău cu mine, tu vezi ce-mi zice și, Doamne, dă-mi Tu putere să iubesc, că Tu ești iubirea, Tu ești izvorul iubirii. Revarsă iubire în mine, să pot să iubesc, să pot să iert. De-aia v-am spus că o să pregătesc un video extra, pentru că este vorba de o putere. Îi spune puterea iubirii, puterea iertării, puterea dragostei, toate au pus o putere, nu e așa? Și puterea asta doar de sus vine, pentru că Dumnezeu nu este înțelepciune, El este înțelepciune, adică El este izvorul înțelepciunii, înțelegeți? Noi oamenii, da, noi putem fi înțelepți, noi oamenii putem fi în multe, multe feluri, dar Dumnezeu atotputernic, El este izvorul a tot, a bucuriei. Da? Noi putem să avem o bucurie, dar El este izvorul bucuriei. Trebuie să vedem aspectul ăsta, știi? Ok. Și ce s-a întâmplat? Ceva foarte, foarte interesant. Deci, chiar pregătit de Domnul pas cu pas. De-aia am zis. Că oamenii nu știu cine e Dumnezeu. Dumnezeu este marele regizor. Da? Și noi suntem actorii care joacă în filme după rolul care ni-l dă ei, dar cu atenție, după rolul care ni-l dă el, dar cu atenție și cu mare, mare grijă. Că dacă faci un pas greșit, te va costa. Da. Și să fim atenți, adică nu luăm lucrurile așa cu apucate. Acum am fost cu colegul meu, nu a vrut să-mi ducă cheile și eu am plecat, deci noi lucrăm împreună o oră, da? Eu m-am despărțit, eu mă duc la alt job în apropiere și mai lucrez singur o oră. Și când am plecat pe drum, eu m-am rugat și am zis, Doamne, 99% problema este rezolvată. Adică eu mi-am cerut iertare, am încercat să vorbesc cu el, am făcut tot ce a ținut de mine, m-am rugat, bineînțeles, nu așa am luat lucrurile. Dar zic, Doamne, totuși ăla 1% vreau să-l rezolv, eu nu am liniște și pace până nu se rezolvă. De ce să rămână el supărat pe mine? De ce să fie starea asta de tensiune mereu la noi, la lucruri, când putem să lucrăm în armonie, în bucurie, să ne bucurăm? Eu când începeam să povestesc, el nu dădea răspuns, nu vrea să vorbească. Eu eram bucuroasă, le povesteam la colegi, de copii, de toate minune pe lume și eram așa, eu sunt persoane așa vesele de pe lume. Și ce-a fost interesant, că eu vorbeam cu colegii, dar el nu vrea să vorbească, că nici nu mi răspundea de multe ori la ceva când îl întrebam, sau zicea, fă cum vrea, Angela. Mă deranja lucrul ăsta. Deși v-am zis, eu vorbeam cu bucurie și încercam să, cât puteam, să îmi cer iertare, să vorbesc, să-l ignor la un moment, dar m-am gândit, băi, nu-l mai bag în seamă, poate omul își revină și își dă seama că e... Dar pe altă parte mă gândeam la el și mă rugam și ziceam, Doamne, omul acesta este singur, nu are familie și este și bolnav și chiar vreau să-l ajut, nici măcar nu accepta ajutorul meu, mi-aduc aminte că era peste drum, la o stradă de mine și era bolnav în pat și nu a acceptat să-i duc o supă caldă. Și am spus, dragul meu, noi suntem 9 persoane, la mine oricum se gătește, vreau doar să duc o supă, nu te deranjezi, uite, ți-o duc și ți-o las la ușă. Nu a vrut să accepte nimic. Nimic. Da. Numai pentru faptul că era supărat pe mine, pentru nimica toată, cum am zis în celălalt episod. Cineva-i băgase niște idei în cap, și satana vrea să mă facă pe mine, să mă supăr pe persoana aia care a băgat ideile în cap, deși nu știu exact ce a zis, că eu n-am fost acolo să știu. Eu am întrebat-o frumos pe persoană, măi, ai spus tu ceva, că am spus eu nu știu ce prost și tâmpit, eu știu că eu nu folosesc cuvintele astea. Mă rog, eu nu m-am supărat pe persoana aia, că dacă i-am zis, nu, Angela, eu i-am spus așa și așa, el a spus că a fost așa și așa și nu, dacă n-am fost... Și n-am apucat să fiu cu toți trei și n-am mai vrut să o lungesc. Pentru că nu are rost. Eu am rămas cu persoana asta prietenă și am încercat cu colegul meu pe toate părțile să discutăm, să rezolvăm problema. Deși eu v-am spus că 99% aveam pace în mine și știam că m-am cerut iertare, știam că am vorbit cu el, știam că n-am greșit înaintea lui Dumnezeu. Și... Ok, nu mai repet ce am zis în episodul celălalt. Ce e important să vedeți cum a lucrat lucrează Dumnezeu,
că pe drum m-am rugat și am zis, Doamne, zic că totuși nu vreau să rămână omul cu inima închisă așa și știu cum era înainte, o persoană deschisă cu mine, o persoană care mi-aducea fiecare sâmbătă pâine și vorbeam și aveam așa o relație frumoasă cu el și acum e așa de închisă inima lui și nu era mulțumită. Și eu am început să mă rog. Și cum eram la serviciu, eu lucram, da? Și cu gândul mă rugam. În timp ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a dat o cântare. Poate știți și voi, te laud, dis de dimineață, te laud, Doamne, te laud, căci tot ce am e a ta suflare, te laud, Doamne, te laud. După aia, într-o altă strofă zice, te laud ziua la amiază, te laud, Doamne, te laud, căci dragostea ta mă păstrează, te laud, Doamne, te laud. Și am cântat toată cântarea, deși eu nu sunt la muzică talentată, îmi iubesc muzica foarte mult, dar nu am voce și dacă nu am voce, nu am voce, dar nu înseamnă că nu cânt. Cânt când nu mă aude nimeni sau dacă sunt mai mulți, cânt mai încet și dau prioritate celor care au talent și har de la Dumnezeu. Fiecare cu darul lui, nu e nicio problemă. Eu am darurile, talentele care mi-a dat Dumnezeu, tu ai darurile de la El, fiecare avem daruri și binecuvântări. Ce am să zic? Că după ce am terminat cântarea, am zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai dat pace în inimă și sunt bucuroasă și sunt cu Tine, dar eu vreau să rezolv problema cu colegul meu. Deși era numai 1%, am zis, gata, eu zic așa, că nu-i ceva, mă duc până în pânzele albe, știi cum? Deci, până la capăt, când îmi pun ceva în cap. Fii atent. Așa, bun. Și Dumnezeu face o minune. Acum s-a întâmplat recent, de-aia vă zic, că tot ce fac aici sunt lucruri recente, reale, așa palpabile. Și mă sună colegul meu, Angela, celălalt coleg, da? Erau doi colegi. Angela, ți-a uitat sticla. Vezi că vin și ți-o duc. Păi zic, bine, zic, hai că te aștept, dar normal eu termin mai repede jobul și ar trebui să plec. Și zic, măi, dacă m-am uitat sticla și vine și cu colegul meu celălalt cu probleme, zic, acum gata, acum vorbesc cu el. Și m-am rugat ca să pregătească Dumnezeu inima lui, pentru că eu totdeauna când vorbesc cu cineva, eu mă rog în timpul ăla sau mă rog înainte sau, Doamne, pregătește Tu inima, Doamne, deschide Tu mintea, Doamne, fă Tu să mă ierte, fă Tu să fie pace și armonie. Și mă rog, Dumnezeu îmi dă cuvinte. Și gata. Până a venit colegul meu, m-a rugat, am zis, Doamne, vreau să rezolv ăla 1%. Te rog, ajută-mă. Tu m-ai ajutat și atunci, chiar dacă am stat un an jumate. Și am așteptat, m-am rugat și Dumnezeu a intervenit. Zic, mai am o rugăciune, Doamne, de 27 de ani, pe altarul Tău. Și știu că Tu o să lucrez. Și am amintit Domnului toate problemele mele și zic, gata, acum rezolvăm. Și ce a fost interesant, că vin amândoi colegi, colegul îmi dă sticla și zic, păi hai, dacă tot ne-am întâlnit, dăm cheile tale, că ți le duc să nu mai mergi tu. Zic, eu și așa mă duc cu cheile mele, dar înainte de să ducă cheile, eu l-am rugat pe el, pe colegul meu ăsta, cu care mă înțeleg, să zic așa, să ducă și cheile mele și zice că termine, nu, zice, astăzi le duce celălalt coleg. Dar nu știu, Dumnezeu a făcut așa, să încurce puțin lucrurile, că de obicei el ducea cheile. Și a spus că nu, că le duce celălalt, nu prea am înțeles. Și de-aia eu m-am dus la celălalt și am zis, poți să duci, te rog frumos, și cheile mele? Și v-am zis, nu i-a plăcut tonul, bineînțeles, din cauza că el avea supărare în el, de-aia n-am... Și a spus că eu nu am spus, te rog frumos, și eu chiar am spus, te rog frumos, el nu a auzit asta. Pentru că el era închis, așa se întâmplă când e inimă închisă, știi? Aude numai ce-i place, vede ce-i place, când e o inimă deschisă, vede și înțelege totul. Ok, bun, hai să trecem peste. Și când au venit cei doi colegi, el, colegul care m-a dat sticla, l-am rugat să-mi dea cheile, zic, hai că duc eu cheile dacă tot mă duc și dacă tot ne-am întâlnit, normal, planul meu era altul. Să-i dau lui cheile, adică să le las acolo, el să vină să le iei și să ducă toate cheile și o să plec mai repede, în sensul că oricum terminam mai repede ca ei și să nu mai stau. Deci toate lucrurile, fii atent cum le-a programat Dumnezeu, pas cu pas. Acum sper să mă înțelegeți că eu câteodată fac o greșeală și mă grăbesc. Și nu-mi dau seama că ceilalți nu înțeleg. Și de asta vreau aici să mă ajute
bunul Dumnezeu și să mă reglez puțin. Ca să fiu clară, să puteți să înțelegeți mesajul, să puteți să vă bucurați. Și fii atent ce interesant. Deci chiar mare este Dumnezeu. Nu știu cum să mă exprim, parcă, ca să înțelegeți ce minunat lucrează El. Ok, bun. Colegul meu celălalt, așa mă recunosc, cu inima închisă, se duce tot în față și o zi la colegul meu, ca de început de an, un an binecuvântat, cu multă credință, pace, fericire, bucurie, toate urările cele mai frumoase și zic și la celălalt coleg, dar el tot se duce și eu încă strigam după el, nici măcar nu mi-a răspuns, nu mi-a zis nimica, nici măcar la mulți ani, nimic. Păi, mă duc, închid și mă duc după ei așa încet și mă rog, zic, Doamne, ăsta chiar exagerează, gata, asta trebuie să rezolv problema, zic, nu se mai poate, ce, nici măcar atâta nu să-mi zică, să mă ignore, ca ce chestie, numai bine i-am făcut, m-am cerut iertare, am vorbit frumos cu el, am făcut tot ce s-o putut, zic, nu, gata, asta se rezolvă problema, zic, vorba aia, ori la bal, ori la spital, deci așa fac cu toată, zic, Doamne, egal ce se întâmplă, că știu că am fost în Anglia și zice o prietenă către mine, măi, Ange, zic, eu mă duc și la oamenii ăștia să-i întreb dacă vor și să participe la tombolă și zice către mine. Dar zice, cum, ce o să zică oamenii, că nu, nu te cunoști, nu-i cunoști, ei nu te cunoaște. Și zic, păi ce să-mi facă, doar o să mă bată. Mă duc și eu, dragă, încerc, păi n-am vorbit despre puterea credinței. Păi uite, eu prin credință mă duc și vorbesc cu oamenii ăștia și le spun că avem o tombolă, le spun despre proiectul nostru. Am avut într-un restaurant românesc în Birmingham, așa o masă lungă, știi? Era aproape tot restaurantul al nostru, dar nu, doar masa aia lungă era închiriată și lângă în stânga mai erau două mese și cam asta era tot restaurantul. Bine, mai era în spate, dar era noiembrie, era închis, era rece și nu erau așa mulți oameni. Și noi am avut masa asta și deci cum ar veni celelalte două mese, nu erau invitații noștri, dar eu când am făcut tombola, eu am zis, păi eu mă duc și la ei. Și zice, cum Angela, cum să mergi așa, le să-i intre pe oameni? Știi? Bine, n-o zis cu răutate, m-a întrebat, știi, frumos, și eu am zis, mă, zic, draga mea, zic, dar ce o să-mi dea oamenii în cap? Sunt român, dragă, mă duc la ei, mă prezint cine sunt și vorbesc cu oamenii, dar ce să mi se întâmplă? Păi ce, îmi dă în cap, mă omoară? Deci trebuie să fim curajoși în viață, nu tot, oh, ce o să zică, ce o să se întâmple, vai, 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 nu rezolv nimica cu astea. Așa eu cu colegul meu, după ei m-am dus, am zis că ori la bal, ori la spital. Și m-am dus după ei. Deja au trecut 17 minute. Și zic eu, și colegul meu celălalt a plecat spre mașină, a plecat acasă și eu în spate la colegul ăsta meu cu probleme. Hop, mă duc și bineînțeles că mă rugam, am zis, Doamne, dă-i deschide inima, Doamne, dă-mi cuvinte, Doamne, vreau să rezolv problema. Chiar dacă numai 1%, eu nu mai vreau să-l văd pe colegul meu ăsta așa supărat și împună și zic, măi, tristarea asta inimii face rău lui. Și parcă durerea aia venea așa peste mine. Adică eu mă simțeam bine, știam că nu i-am greșit, m-am cerut iertare, am făcut tot ce-a trebuit. Dar el, nu mai, cum să zic, starea lui eu nu mai puteam să o supăr. Nu, astăzi rezolv, orice o fi, mă duc și vorbesc, ce să fac, mă bate, îmi dă în cap, ce se întâmplă? Și mă duc după el, încă eu trebuia să duc cheile și-l opresc. Chiar vis-a-vis de unde trebuia să predau cheile, zic, lasă că am timp, nici de chei nu m-am interesat, pe momentul ăla nu m-am interesat de nimic, am zis, acum vorbim. Și-l opresc pe colegul meu și zic, știi ceva, așa, începem un an nou, hai să lăsăm totul în urmă și să începem un an nou. Ajunge, ce tot ne mai astea, că nu mai suntem copii, suntem și noi maturi, am și eu 45 de ani și tu 60, nu știu cât avea. Și zic, hai măi să rezolvăm, zic, imediat ieși tu la pensie. Măi, și hai să fim ca înainte, zic. Tu mă aduceam de că erai ca fratele meu, eu ca sora ta. Și am încercat. Și vorbesc cu el și, dar v-am zis că înainte m-am rugat și pe drum și când timp ce vorbeam cu el, zic, Doamne, deschide inima, fă-l să înțeleagă. Și el zice prima dată către mine, nu, Angela, nu? Nu lăsăm tot în trecut, nu, tu trebuie să îți vezi greșelile, că nu putem să trecem așa peste. Și mă ia el așa și îmi explică toate greșelile mele, care unele erau doar închipuirile lui și eu când îi încerc să explic și să-i spun, dragul meu, cum să întârzi eu 20 de minute la lucru, cum zici tu, că m-ar fi dat ăștia afară? Nu. Zice, vezi, Angela? Nu, cu tine nu se poate. Tu le stripi ale tale și nu știu ce, dacă nu mă asculti, nu. A, și-am înțeles. El vrea doar să-l ascult.
Deși eu vreau să mă apăr, să-i spun, domnule, dar nu este așa. Nu, nu m-a lăsat. Și eu am lăsat după el, numai ca să fie bine. L-am lăsat, s-o descărca, mi-a zis tot. Și am zis, stai, dragul meu, hai să predăm cheile, să nu mergem cu cheile acasă, că sunt ale firmei, și să mergem la o cafea. Și fii atent, par iar împiedici. De treaba să zic că când Dumnezeu, câteodată când ne dă biruința, parcă sunt înainte și niște piedici, dar în același timp și un plan de-a lui, că el a pregătit ca să uite o sticla, el a pregătit pe colegul meu să nu ducă de obicei cheile și că să-l ducă celălalt coleg, deși nu a fost acolo încurcătură, dar Dumnezeu a făcut încurcăturile. Să știi că în viața ta și în viața mea de Dumnezeu de multe ori încurcă lucrurile pentru că vrea să ne învețe o lecție sau pentru că vrea să ne ajute sau pentru că are un plan. Te-ai gândit vreodată la asta? Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Și zic, ce e aici? De ce e așa? Ce n-am înțeles ăla? De ce s-a încurcat? De ce cu cheia, cu aia? De multe ori. Ok, bun. Și ce minunat lucrează Dumnezeu. Toate, razai să mă, 31, seara Revelionului, totul era închis. Nimic să găsești să bea. Hai să bem o cafea, că am văzut că deja s-a înmuiat și-a făcut timp, postat. Și deja l-am simțit că, așa, se duce împietrirea așa inimii, deja am simțit-o, știi? Și am predat cheile și să bem o cafea. N-am găsit niciun loc să beau o cafea. Și mă duc aminte că chiar era duminică și să știi că nimic nu mă voia întâmplării, că eu duminică după program mă duc la o strângere așa micuță. Sunt niște oameni care au fost înainte catolici și acum îl slujesc pe Dumnezeu în alt fel, și s-au botezat și sunt așa niște oameni minunați, așa, familia mea, le zic eu. Și eu trebuia să mă duc acolo de obicei duminică și exact în ziua aia n-a fost program, fix în ziua asta. În fiecare duminică acolo există program. Exact în duminica când o trebuie să mă împac cu colegul meu, exact în duminica n-a fost program. De ce oare? Suntem la voia întâmplării? Credeți că în coincidență? Credeți că eu mă repet pe degeaba și glumesc când spun nimic nu-i la voia întâmplării? Și de multe ori repet, Dumnezeu nu greșește niciodată. Și o să repet până o să vă săturați de mine. Și o să ziceți, băi, Angela două expresii le are în cap și nu și le mai scoate. Nimic nu-i la voia întâmplării. Dumnezeu nu greșește niciodată. Este adevărat, eu nu spun aici povești, că eu v-am spus, am 7 copii, am proiecte, am ce să fac, nu mă plictisesc, deci eu nu stau aici să pierd vremea, eu stau aici cu voi, de drag, și ceea ce vă mărturisesc sunt lucruri reale, care le-am trăit acum de câteva zile, da? Bun, și am reușit, am băut cafea, am povestit. Și Dumnezeu a făcut toată inima lui de piatră să dispară, s-a înmuiat inima lui și am discutat exact cum discutam înainte. Da, Dumnezeu mi-a împlinit dorința asta. Să mă împac cu colegul meu 100%, nu 99%. Bun, o să pregătesc poate pe viitor un video numai despre iertare, probabil, nu știu. Acum nu am așa mult timp. Cum am spus că pe lângă proiecte, familie și tot ce există. Am două joburi, chiar dacă unul e mai mic și unul e mai mare, adică lucrez la școală. Mai am un job online și nu știu dacă o să intru așa de des, pentru că acum chiar trebuie să lucrez. Pentru că suntem în vacanță și când sunt în vacanță pot să mă ocup de job online mai mult. Când sunt la școală, sunt la școală, vin acasă, de multe ori fac mâncare. Deci, peste zi, la mine îi puțin problematic, puțin cu probleme, să zic așa. Da, de-aia mă trezesc mai de dimineață, ați văzut de multe ori că la mine îi întuneric și acum îi chiar dimineață de tot, foarte de obicei întuneric, acum văd că e lumină, s-a făcut lumină și de-aia mă trezesc mai de dimineață să rezolv tot ce ține de partea asta de proiecte și online, ziua lucrez dimineața, după masă sunt cu familie, seara la fel cu familia și de asta zic că la mine îi puțin așa. Cum e? Dar bine. Știi? Eu sunt mulțumită și când ești mulțumit, îmi place foarte mult Proverbe 15:15, că celui cu inima mulțumită
cer cu inima mulțime, are un ospăț necurmat. Ce înseamnă asta, un ospăț necurmat? M-ați gândit vreodată? Adică toate lucrurile merg bine. În sensul că el vede că Dumnezeu le așează pe toate, e mulțumit, îl laudă pe Dumnezeu și când e o încercare, și când e greu, și când e bine, în toate vede mâna lui Dumnezeu. Ah, bun, m-am adus aminte de David, că am citat seară. Ah, o să vorbim mai bine data viitoare, pentru că e un subiect mai lung. Și zicea că m-am gândit și discutam și cu soțul meu că Dumnezeu l-a iubit pe David și unul dintre motivele pentru care l-a iubit a fost că el a văzut în toate mâna lui Dumnezeu. Nu a zis, o coincidență. Nu, s-a recunoscut, ce mult contează asta, să te recunoști, să te vezi, să te smerești. Da, foarte important. Și a văzut în toate mâna lui Dumnezeu. Da, pe când am fost un împărat, o să caut să vă citesc, care când a fost ceva, nici nu a avut răbdare, s-a pus, a făcut el de capul, dacă Dumnezeu i-a spus așteaptă. Și trebuia să aștepte, ce așa greu? Așa și noi în viața noastră. Când Dumnezeu spune așteaptă, când tu te rogi și știi că rugăciunea ta nu a rămas aici la cer și a ajuns la tavan, mă scuzați, și la cer acolo, păi trebuie să rămâi încrezător că Dumnezeu lucrează. Rugăciunile cele sincere din inimă, ele nu rămân aici la tavan. Ele pleacă acolo la cer. Și alea scurte, și alea lungi. Important să fie din inimă. Dumnezeu aude, Dumnezeu nu-i surd. Bun, hai că vă las, v-am povestit puțin despre împăcarea cu colegul meu. Mi-a dat Dumnezeu încă o bucurie, nu știu, am început anul cu bucurie și așa simt că tot anul o să fie cu bucurie, pentru că cum simți, cum îți dorești, așa primești și știu că o să fie un an cu bucurie, cu binecuvântare și încercările care vor veni, Dumnezeu m-a dat bucurie și putere să trec și peste ele și vouă vă doresc la fel. Să vă bucurați de familia voastră, de tot ce dragi, să vă bucurați de tot ce aveți, să fiți mulțumiți, că celui cu inima mulțumită, Dumnezeu îi dă mari, mari binecuvântări. O zi frumoasă!